dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții. Suntem în direct, așa cum nouă ne place, să fim alături de dumneavoastră, dragii mei telespectatori. Venim acasă la dumneavoastră în fiecare zi prin intermediul televizorului sau oricărui alt device pe care dumneavoastră îl aveți la îndemână. Laptop, telefon, tabletă, nu știu, fiecare alege cum să ne urmărească. Cei care mă urmăresc în mediul online știu că de curând, adică duminică, am avut parte de una dintre cele mai frumoase seri de poveste care se întâmplă așa miraculos și cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum, spectacolul despre care povestim, o să povestim în momentele care urmează, a fost de câteva ore, dragii mei. Nu putem să redăm cu totul magia acelei seri frumoase, înălțătoare, pe care noi am petrecut-o la Hărău, aici, și peste Mureș, aproape de Vad, dragii mei, dar putem să încercăm să aducem acasă la dumneavoastră colindători, oameni frumoși, oameni care chiar au plecat cu colindatul în vremuri așa, mai grele. Mai grele de ce? Pentru că cu toții știm că ordonanța din acest an ne oprește să cheltuim anumiți bănuți și să facem așa o pușculiță, să strângem punga. Dar oameni de bine au reușit cumva, nu știm cum, dar noi îi cinstim și le mulțumim, au reușit să aducă magia sărbătorilor de iarnă în căminele culturale din comune, din orașe și chiar municipii. Dar despre toate acestea vom vorbi în următoarele 50 de minute și venim și cu dovezi, pentru că vrem să vă arătăm ce înseamnă să iubești acest popor, să-ți iubești țara și să vrei să duci mai departe aceste tradiții pe care eu le consider o binecuvântare. De ce spun asta? Pentru că aseară mă gândeam, în momentul în care mă pregăteam pentru această emisiune, pentru că a fost cumva pe repede înainte, totul se întâmplă cu dăruirea unor oameni. Îi mulțumesc Corinei odată pentru că ne-a dat acceptul să facem această emisiune. Datorită ei, noi putem să aducem acasă la dumneavoastră aceste frumoase obiceiuri și îi mulțumesc lui Rosi, care a lucrat ieri pe repede înainte, obosit fiind, venind de la alte înregistrări, a făcut un efort deosebit pentru ca această emisiune să aibă loc. Dă din mână, Rosi e în regie și îi mulțumesc chiar alături de mine ca în fiecare dimineață. Bună dimineața, Rosi! Și eu chiar vreau să știe toată lumea că Dale Dimineții și aici la Hunedoara 1 TV noi suntem o echipă și cumva încercăm să ducem mai departe această dorință de a fi cumva mai bun, nu doar acum în perioada sărbătorilor de iarnă. Dar prea multă vorbă, sărăcia omului. Și ne ducem, dragii mei, la Hărău. La Hărău, duminică seara, a avut loc, așa cum am spus, o seară de poveste. Am fost impresionată, copiii de acolo din Hărău, o mână de tineri, au urcat pe scenă, nu o mână, ca s-au umplut scena, să vedeți despre ce este vorba, cu siguranță cineva îi coordonează, e mea culpa, nu știu cine i-a pregătit, dar acei copii m-au impresionat și ne-au arătat încă o dată că comoara noastră națională, cum îmi place mie să spun, nu e în pericol. Există oameni care duc mai departe tradițiile noastre. Rosi, te rog, hai să vedem câteva momente din tot ce s-a întâmplat, din ce s-a întâmplat cu acei frumoși tineri și revenim în platou.
Și am revenit așa cum am spus și la început, pentru cei care n-ați fost de la început alături de noi, nu putem reda toate momentele. O să încercăm să redăm bucăți, pentru că spectacolul a fost de câteva ore, dragii mei. Spectacolul de la Hărău de duminică seara a fost cumva o demonstrație că nu contează ceea ce afișăm în fața oamenilor. Contează ceea ce scriem în sufletele oamenilor și ceea ce rămâne în sufletele oamenilor, dragii mei. Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara e una dintre instituțiile care încearcă prin oamenii de acolo, pentru că încerc să aduc pe înțelesul tuturor celor care se uită la noi, că tot ce se întâmplă, dragii mei, se face cu oameni și pentru oameni. Centrul de Cultură și Artă are acolo oameni minunați. Oameni care muncesc, sunt o echipă mai mult decât sufletistă. Managerul centrului, domnul Ciprian Roman, îl salutăm pe această cale, e cumva hotărât să nu lase nimic din tradițiile județului Hunedoara să se piardă. Și asta aduce respectul nostru acestui om. Ansamblul profesionist de Grand Muntean este sub oblăduirea acestui centru, dragii mei. Și, bineînțeles, le mulțumim celor de la Consiliul Județean, pentru că fără punguța domniilor sale nu se poate întâmpla aceste lucruri minunate cum s-au întâmplat la Hărău. Ce s-a întâmplat la Hărău se întâmplă în mai multe cămine din județul Hunedoara, pentru că a început cumva maratonul acestor spectacole. Mulțumesc, Rosi. La Hărău era a cincea seară și mai sunt încă patru. Dacă vreți să-i vedeți în adevărata lor splendoare ce fac acești oameni minunați, îi puteți urmări în această seară la Leșnic, dragii mei, în Căminul Cultural Drăgan Muntean din Leșnic, pe 21 la Simeria, pe 22 în Căminul Cultural din Tâmpa, pe care noi l-am văzut anul trecut, arată foarte bine și e foarte încăpănător și gazdele sunt oameni de treabă, vă primesc cu brațele deschise, și pe 23, dragii mei, la Sălaș. Îl salutăm pe domnul primar, pe domnul Vlad, și acolo sunt oameni faini și primitori. Mai sunt încă patru seri. Oamenii ăștia chiar au plecat cu colindantul de la Centrul de Cultură și Artă și de la Ansamblu Drăgan Muntean. La Hărău n-au urcat pe scenă toți invitații. Dacă urmăriți afișele care au fost afișate pe ecran, mulțumesc încă o dată, Rosi, alături de Ciprian Roman, în celelalte spectacole vor mai urca Ovidiu Olari, Ovidiu Morodian, Mariana Suciu, Eugen Pistol, Mihai Petreuș, Nelu Dan Fântână, Mariana Angel va urca alături de ansamblu Drăgan Munteanu într-un alt spectacol, cred că la Tâmpa, dar dacă rămâneți alături de noi și urmăriți afișele și pagina de Facebook a centrului, puteți să vedeți ce invitații au cei de la Centrul de Cultură și Artă și alături de cei de la Ansamblul Drăgan Muntean. La Sălaș, Mariana Angel, Ciprian Roman, Bogdan Toma, Ovidiu Olare, Eugen Pistol, Mihai Petreuș, Nelu Ban Fântână, Mariana Suciu, Viorica Brândușan și Alin Ienciu. Ne întoarcem la Hărău, dragii mei, pentru că aici noi am văzut invitații și citesc, că eu nu vreau să mai botez pe nimeni astăzi: Violeta Deminescu, Daniela Târnăuceanu, Eugen Pistol, Mihai Petreuș, Nelu Ban Fântână. Un moment scurt, din păcate, aș fi vrut să dăm mai mult, dar să-i vedem cum au colindat invitații la Hărău duminică seara. Thank you.
Am revenit, dragii mei, în platou. Rosie, i-am sonorul, mulțumesc. Dragii mei, Aida Busuioc, n-am amintit-o cu un motiv. Și o să vedeți imediat despre ce, care e motivul pentru care nu am amintit-o pe Aida Busuioc, pentru că ea nu a fost invitată, ea a fost gazdă la spectacol și o să vedem imediat despre ce este vorba. Înainte de a purcede mai departe, pentru că urmează un material foarte frumos, o salutăm pe Daniela Enea. Dani, bună dimineața! Și pe domnul Vasile Enea. Îl salutăm, dragii mei, pe Bălan Cătălin. Bună dimineața, mulțumim frumos și îmi trimite trei inimioare. Cătă, nu trebuie să ne mulțumești. Noi trebuie să vă mulțumim pentru ceea ce faceți și vă spun de fiecare dată asta. Bună dimineața, ne scrie domnul Enea Vasile. Doamna Daniela ne scrie bună dimineața. Adriana Furcă ne trimite acele mesaje frumoase pe care noi le iubim și ne dau încredere că ceea ce facem, facem bine și promitem să nu ne lăsăm și să mergem mai departe. Nu reușesc să citesc toate mesajele, dragii mei, în timp real. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Dar o să încerc. Vreau să mergem mai departe pentru că urmează un moment care mie mi-a făcut pielea de găină. Foarte frumos. Felicitări, dragii mei, ansamblu Drăgan Muntean, un obicei creat, pus în scenă de feciorii și fetele de la ansamblu. Și pe urmă povestim în câteva minute scurte despre cine sunt cei care au adus magia la Hărău în Căminul Cultural. Am găsit pe la cei ce ne-ați poftit. Am umblat din sat în sat, am umblat și am căutat. Fete faine, mândri feciori, cu toții să colindăm și să jucăm până în zori. Și-a strâns o ceată mare, că e zi de sărbătoare. Coborând prin munți și văi, am ajuns și în sat la voi, unde sunt case de colindat, cum Dumnezeu l-a lăsat. Și-am ajuns la o poartă mare, la oameni buni, cu suflet mare!
capra voastră, țără, cam bolinde. Dar ce mă uită eu la voi, parcă aveți și și-o bănat. Frate gazdă, stai numai să zic că ciobănașul nostru de la munte și-a lăsat oile cornute și-a coborât cu noi prin sat, că-a știut că e vremea de jucat. Ai frunză verde, pune iarna, să jucăm și-o și iarna. Dar, la uși cu flori.
Haideți acum să vă și omenim, că așa e. Thank you.
multe știu. Da, știți. Da, băi, eu și cu Gândărița ne-am socotit să vă și cinstim acum pe neașa. Apoi să vă cinstim, uite, cu un cola. Da, auzi, da. Hei, ficiori și fete, zice că ne cinstești, dar este un bun, un colac de grâu frumos, mare și pântecos, elița Domnului nostru Iisus Hristos. Hei, dragii mei, dar nici asta nu se face pe vale, pe cale, cum nouă dumneavoastră vi se pare. Dar cum se face? Ăsta se face pe câmpul cu florile d'albe. Punea este un bun, testa și se sococea, până calul la pluc îl punea. Breazdă neagră le vărsa, grâu roșu se mâna. Ploaia ploia, grâul creștea, soarele îl cocea. Și acest om bun, hoț de fel, strângea 12 fetițe cu dinți de vevericele, dar s-a apucat de-l să-l cera, un genunchi, doi îl da, în loc că lega și apă acasă că-l ducea. Și acasă s-a apucat cu două lemne, o dolemne, cu grumazul de pele, de s-a apucat de-l bătea, de baile sus sărea, grâul jos rămânea. În sacă-l băga și apoi la moară că-l ducea. Ei, dragii mei, dar să vedeți ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Oața de moară nu era acasă. Era plecată după căpșun pe costă. Acest om bun făc cu mâna volovoc, trase moara la loc. Grâu pe coșcă băga, făină albă în sacă curgea. Cu o mână pe la părpăriță, cu alta pe la murăriță. Și apă făină o lua acasă de-o ducea. Și apoi draga noastră jupâneasă l-așteptă cu apă în vasă de o lună, de o săptămână să mai puie și făină. Și apă că apă s-a apucat de frământa ori nu știu fruntea ori grinda la ea suda. Un colac frumos că făcea la cuptor că-l băga și nouă îl dăruia. Dăruiască-i Dumnezeu de la poala cerului până la poarta raiului. Gata, ficiorii și fetele să le cinstească și într-un mulți ani să trăiască! Dacă mai, dragii mei, mai am un dar pentru voi. O bucată din cârnați, că te-a fost cârnați, să băga răcățării pe el. Șanuită! Nu! Că dacă ar fi tăi, ar avea ochi, ar avea picioare și ar avea gură. Oricine ar vedea cu picioarele ce-ar face, dragi? Cu gură ar face guiț, dar n-ai intrat să fâstâi jupânii mei. Ăsta dăm la Mihoi să ne dea mai apoi, mai pe miercuri, mai pe joi. Trăiască! Cinstește și nu glumește. După primul dar, cu al doilea dar. Și după al doilea dar, uitați al treilea dar. Ne dăruiește cu o iagă de vină. Dar nici ăsta nu-i făcut pe cum nouă dumneavoastră mi se pare. Ăsta-i făcut! Vădălin-o într-un loc greu! Și de acolo gazda nostru cu ce l-aducea? Îl aducea cu o cocie cu două iepe pe curce, domoșanul nostru suhoadă să le sărute. Cocia în vale se răsurna. Cercurile umplură berfurile, doagele, sfârloagele. Dar pe hai doagă, pe hai sfârloagă, dragii mei, gazda nu mai găsa o guriță de vinars. Pe care o punea în această uiagă cu dop de alun, să-l gustăm să vedem cât e de bun. Pe mine mă cheamă August. Să-l gust să nu mă usc. Pe mine e mie, dacă tot mai făcut de rășine, dă și mie. No. Vai, Doamne, spargă-i dracu frunciuța, la el de-a făcut-o ecuța. Că mi-a făcut-o mai așa sau mai așa, să încapă mai mult vinar să ne-a. Dar noi ne mulțumim! Gazda, picioare și fetele să le cinstească și într-un mulț ani să trăiască! Trăiască! Vă mai, dragii mei, să nu plecați cu mâna goală de la goală. Și cu niște lei de lei, să ne luăm cifre noi pe ei. Dar nici ăștia nu se face oarecum. Ăștia se fac la boia nouă, unemâța ouă. Și acolo niște țărani mociocani cu picioarele împletite, cu coatele velite, bănicovală că băteau, bani frumoși că tipăreau și la este un bun că-i aduceau. Gazda, ficiorii și fetele se cinstească într-un mulț ani să trăiască!
și la anul vom veni numai sănătoși de-o fi! Și, dragii mei, spune instructorul coregraf Cătălin Bălan, și la anul om veni sănătoși de om fi. Sau, mă rog, ceva pe acolo, nu trebuie să așteptăm până la anul, aveți ocazia să-i vedeți, dragii mei. Anul acesta mai au încă 4 spectacole. O să reamintim încă o dată unde îi puteți vedea. La Leșnic, Căminul Cultural Drăgan Muntean din Leșnic, în această seară, dragii mei, pe 21 la Simeria, dacă nu greșesc, pe 22 la Tâmpa, în Căminul Cultural din Tâmpa, și pe 23 la Sălaș, dragii mei, îi puteți vedea. Eu știu că suntem în perioada aceea în care gătim și facem mâncare, dar merită să lăsăm totul jos și să-i vedem pe acești minunați oameni. Aida Busuioc face parte, dragii mei, așa cum am spus înainte să înceapă, din această frumoasă familie pe care noi am văzut-o pe scenă, Ansamblu Drăgan Muntean. Nu au fost toți la Hărău duminică. Ei sunt mult mai mulți. Dar cumva, pentru a putea acoperi și a putea duce mai departe și a face acest maraton, ei se împart și se împart în tot județul așa frumos. Dar eu vreau să spun doar câteva nume, numele celor care au fost duminică la Hărău. Pentru că mereu ei sunt ansamblu sau orchestra. Au nume, dragii mei, acești oameni minunați. Și încep cu fetele. Au urcat pe scenă duminică la Hărău Oana Bozan, Claudia Bozan, Mădălina Bălan, soția instructorului coregraf, Mariana Lemneață, care este și scenograf și, bineînțeles, profesoară la Palatul Copiilor. Sperăm să o vedem curând aici la noi în platou, pentru că această femeie e o femeie dedicată și merită să vedem ce face. Mădălina Ancu, dacă nu greșesc, Andrada Palade, Viorela Marsici, sunt fetele care au urcat pe scenă la Hărău duminică. Și mergem la băieți: Răzvan Suciu, Raul Bozan, Gabriel Fazacaș, Denis Ursu, Dănuț Dragotă. Aici e olteanul pe care l-ați văzut în obicei. Foarte impresionant, acest tânăr cântă și la taragot și face parte din formația Dragas. Cum găsesc tinerii ăștia puterea să facă atât de multe lucruri minunate? Nu știu, trebuie să vedem. Mai căutăm. Cosmin Bârcean, zis Gopo, prietenul nostru, îl salutăm. Și el a fost capra de duminică, dragii mei, ați văzut ce capră isteață am avut duminică la Hărău. Mircea Muntean, asistent coregraf, Raul Daniliuc și, bineînțeles, în încheiere, nu ultimul, Bălan Cătălin, instructor coregraf. Felicitări, Cătălin, felicitări tuturor, felicitări și celor care nu au fost pe scenă și îi puteți urmări. Gazdele au fost Muntean, Olivia și Lidia
Lidia Pașcondea, spune Cătălin, și vreau să vă spun că mi-a atras atenția, mi-a scris. Răspund pozitiv de fiecare dată când se apelează la ei. Nu mergem prea departe, nici orchestra nu a fost toată, dragii mei. L-ați văzut pe domnul profesor Gheorghe Câlțea, acolo, prins de eveniment. Asta înseamnă dăruire. Oamenii ăștia nu au treabă, credeți, în această, în această perioadă de sărbători? Credeți-mă că și ei au familii, credeți-mă că și ei fac cumpărături în nebunia din supermarketuri, dar oamenii ăștia reușesc, cum? Mai prind și o răceală, dar sunt, parte din ei au fost foarte bolnavi, dar ați văzut că atâta dăruire cât aduc oamenii ăștia în sufletele noastre, mi se pare un moment prea ușor să-l trec, mi s-ar fi părut așa să-l trec cu vederea și să nu reușesc să-l împărtășesc cu dumneavoastră, dragii mei telespectatori, care îmi scrieți așa: bună dimineața, felicitări pentru frumoasa emisiune, felicitări tuturor, Crăciun fericit, frumoasă, tanti Maria, sărmâna și mulțumim că sunteți alături de noi și ne-ați scris în această dimineață. Știu că dumneavoastră ne urmăriți pe televizor, Adrian Mureșan, și dacă ne uităm în sală, dragii mei, găsim dansatori de la, printre, în public găsim dansatori de la Hațegana. Asta arată că familia folclorului autentic românesc e unită. Au venit să-i vadă la Hărău. Vreau să mai amintesc așa. Orchestra, o parte din ea, doar comorile județului Hunedoara, așa cum îmi place mie să le spun, au fost la Hărău. Și l-am avut pe scenă pe Florin Risipitu. Îl salutăm pe Nea Florin, fratele Marianei Risipitu și ea, o femeie dedicată folclorului. Darius Fălăuș, îl salutăm. Ovidiu Hurzicianu, Adrian Lucaci, îl cunoaștem cu toții, taragotistul, care a fost la noi, Ovidiu Pintilei, dragii mei, la tot ce înseamnă armonie, la ansamblu Drăgan Muntean, și bineînțeles cel care îi oblăduiește, Câlțea, domnul profesor Gheorghe Câlțea. Și să nu uităm că toate acestea se întâmplă cu dăruirea celui care îi coordonează, managerul Ciprian Roman. El e prezent și pe scenă și în spatele scenei. Așa că nu putem altfel decât să-l vedem pe domnul manager pe scenă, pentru că a urcat așa cum știe să ne facă mai fericiți, mai buni, ne-a colindat duminică seara alături de doi alți interpreți cunoscuți și iubiți ai județului Hunedoara, Cristian Fodor și tânărul nostru Vlad Lință.
auzi. Thank you.
A fost o seară de poveste, dragii mei, la Hrău. L-ați văzut pe domnul primar, a urcat pe scenă, a colindat alături de gazde, alături de oaspeți, voci ridicate la cer, la unison. A fost un moment înălțător acolo la Hrău. Dacă vreți să vedeți asta, mergeți în seara asta la Leșnic sau în serile care urmează la Simeria și la Tâmpa și la Sălaș. Abia-mi stăpânesc lacrimile. Spunea domnul manager Ciprian Roman la interviu pe care i l-am luat domniei seară și pe care îl puteți vedea la știri, că mulțumește domnului președinte Laurențiu Nistor și domnului administrator public Costel Avram atât pentru sprijinul financiar, pentru că e clar că fără ajutorul domniilor sale, faptul că au propus și au dus consilierilor județeni această propunere nu s-ar fi putut întâmpla, dar el le-a mulțumit pentru sprijinul moral, pentru că acești doi oameni nu au lipsit de la nici unul din concertele care s-au desfășurat în acest maraton al colinzilor. Ansamblul Drăgan Muntean are oameni care îi susțin, pentru că fără susținerea lor nu se poate face nimic. Îl salutăm pe Vlad și îi spunem încă o dată că îl iubim și că de câte ori vorbim de Vlad Lință, părinții lui au fost în sală, îi felicităm și pe ei. Și ei sunt purtători de inimă bună, de gânduri bune și fac lucruri minunate pentru acești tineri. Dragii mei, rămânem în amintirea sărbătorilor de iarnă. Vreau să nu uităm că folclorul autentic românesc este buletinul nostru, cartea noastră de identitate. Suntem un popor, dragii mei, binecuvântat de Dumnezeu. Acolo, la Hrău, am putut vedea încă o dată asta. Oamenii vin cu dăruire, cu sufletele pline de căldură, să primească aceste obiceiuri pe care le-am primit de la străbunii noștri. Mulțumim tuturor celor care reușesc să pună în scenă, să păstreze, să muncească pentru asta, ca noi să ne bucurăm în fiecare perioadă a anului de aceste minunății de tradiții pe care le-am primit de la străbunii noștri. Și suntem un popor binecuvântat pentru că e pace. E pace, dragii mei, în România. Sunt popoare care astăzi, cu câteva zile înainte de nașterea Domnului, poate stau cu becurile stânse pentru că deasupra lor se trage. Haideți să privim lucrurile cu ochii sufletului, să privim lumea cu alți ochi decât cu orgoliu. Vreau să rămânem aproape de tot ce am primit de la străbunii noștri și mă duc la Casa Țurcanu, în piața agroalimentară, pentru că acolo știu cu siguranță că pot să gust așa niște produse cum a lăsat bătrânii noștri la Ignat. Nu ne poate lua nimeni gusturile tradiționale românești, dragii mei. Dacă vreți să puneți pe masa de Crăciun aceste bunătăți, în piața agroalimentară, la bunătăți din Hunedoara, o găsiți pe Bianca. Bianca, care este maestra de la Casa Țurcanu. Nu putem aduce pentru că nu putem scoate din carmagerie, se ocupă cu bunătățuri. Bunătățuri pe care noi să le punem cu recunoștință, dragii mei, față de Dumnezeu, pentru că avem pace. Pace. E pace aici la noi acasă în România. Mulțumim Brutăriei Mercurian pentru că la fel rămâne aproape de noi și ne ajută să gustăm cele mai dulci și mai bune și mai binecuvântate, pentru mine cel puțin, cornulețe și cozonac, așa ca la mama acasă. Pentru cei care țineți post încă zilele câte mai sunt până la Sfântul Crăciun, puteți să gustați produsele lor, cozonaci de post. Chec și multe alte bunătăți. Le mulțumim, îi mulțumim Flaviei
Îi mulțumesc, Luneluțu. Mulțumesc tuturor celor de la Bruteria Mercurian că sunt alături de noi și promit să-i punem pe, să-i aducem produsele lor pe masa de Crăciun, pentru că așa simțim cu toții Sfintele Sărbători. Gustul autentic românesc. Îmi face rosisând. Cred că s-a terminat. Da, aici ne luăm la revedere. Până mâine dimineață, dragii mei, când alături de mine aici în platou va veni Părintele Trifon. E probabil o emisiune specială, de suflet, cu căldură sufletească, cu înălțare, cu tot ce avem mai bun în noi. Mi-au la revedere, dar vă rog să rămâneți alături de micile ecrane, pentru că acolo, la Hărău Duminică, vocile s-au unit la unison. Și cei din sală, și cei de pe scenă. Noi toți am cântat și am simțit atâta dăruire acolo. Vă iubesc și până mâine dimineață, nu uitați, vă rog, dăruiți și bucurați-vă de pace. Shadow.